Mesajul pe care vrem să studiem în aceste câteva minute se va dovedi a fi un mare ajutor pentru fiecare dintre noi. Prieteni, așa cum știm cu toții, ne aflăm într-o lume a păcatului, ne-am născut, ne-am zămislit în păcat, cum spune psalmistul David, și fiecare dintre noi simțim cu intensitate lupta dintre bine și rău la nivel personal. Această stare de lucruri va continua până în momentul în care Domnul Hristos va veni pe norii cerului. Și anume, lupta cu păcatul, ispita, dorința de a face ceva rău, nu va dispărea din trupul nostru până în momentul în care Iisus se va arăta pe norii cerului. Însă lucrul acesta nu înseamnă că noi nu vom avea biruința asupra păcatului până în acel moment. Spun doar faptul că ispita și invitația de a păcătui va fi mereu prezentă în trupul nostru. Însă cu ajutorul lui Dumnezeu, noi urmează să învățăm, să deținem control total asupra simțămintelor noastre, a dorințelor noastre, a tot ceea ce este rău în noi. Și acesta este motivul pentru care Domnul Hristos ne oferă acest timp de har, acești ani prețioși, pentru ca noi să învățăm și să stăpânim bine simțămintele noastre. Să învățăm această lecție importantă. Cum putem să spunem nu dorințelor păcătoase și cum putem să spunem da dorințelor care vin de la Duhul Sfânt? Prieteni, aici este marea bătălie. Însă, probabil din experiența pe care o aveți și voi și pe care o am și eu personal, știm că uneori lupta aceasta cu păcatul este una foarte descurajantă, aș putea să spun, și chinuitoare. Adică sunt oameni care, și probabil că nu sunt oameni, suntem cu toții în aceeași situație. Ne-am luptat cu anumite păcate deja de ani de zile. Și păcatul acela din nou și din nou vine și ne păcălește, ne înșală, ne trage din nou, da, în jos. Ne împiedică să înaintăm, să progresăm, să ajungem mai sus către Dumnezeu. Și întrebarea este ce să facem în aceste situații. Uneori oamenii ajung să fie disperați în sufletul lor, pentru că nu mai văd nicio cale de ieșire din aceste, da, din aceste tendințe și inclinații firești, care sunt permanent împreună cu ei și tot timpul îi necăjesc, îi supără, le provoacă probleme, situații neplăcute. Prieteni, vreau să știți că nu este o noutate lucrul acesta pentru Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, El a trecut prin experiența prin care trecem noi, a simțit ce înseamnă lupta cu păcatul și ispita. Și El însuși a luptat și a biruit în toate lucrurile. El n-a păcătuit nici măcar o singură dată. Iar ceea ce a făcut Domnul Hristos nu este doar așa ca o piesă de muzeu frumoasă așezată într-un loc pe care o admirăm, prieteni. El chiar a intrat în experiența noastră de zi cu zi. A luat trupul acesta slab. Dar totuși El a reușit să rămână credincios, să aleagă doar ceea ce spune Dumnezeu și să respingă întotdeauna ceea ce sugerează Satan. Spune Sora White într-un loc că chiar și oamenii cei mai buni, cei mai inteligenți, cei mai, ca să spun așa, uriași din punct de vedere spiritual ai timpului nostru, chiar și aceia sunt adesea asaltați de simțăminte și de ispite puternice. Haideți, prieteni, să vedem care este soluția lui Dumnezeu la această problemă. Vrem ca în această ocazie să învățăm un lucru care ne va ajuta foarte mult dacă noi vom dori să-l punem în practică începând chiar din momentul acesta. Prieteni, nu vreau să discut despre teorii abstracte aici. Adică lucruri care să sune bine intelectual, teoretic, dar care să nu aibă nicio aplicație în viața practică. Am pierdut timpul degeaba. Vorbim așadar despre niște lucruri care le putem face practic fiecare în dreptul nostru, așa încât noi să ieșim biruitori și la sfârșit să fim printre aceia care sunt mântuiți. Doriți să aveți biruința de plin asupra păcatului în viața voastră? Știați că lucrul acesta este mai mult decât o realitate? Prieteni, depinde de modul în care noi vom pune în practică ceea ce ne învață Dumnezeu. Haideți să vedem mai întâi un dar pe care Dumnezeu l-a dat omului în grădina Edenului. Este cel mai minunat dar care a fost dat omului după căderea în păcat. Ascultați. Geneza, capitolul 3, cu versetul 15. Este și o profeție frumoasă aici.
Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Ce a așezat Dumnezeu în inima fiecărui om? În mod special după ce omul a căzut în păcat, pentru că este vorba de experiența de după păcat. Ce a pus Dumnezeu în inima lui Adam și a lui Eva când ei au căzut în păcat? Spune că Dumnezeu a pus în ei ce? Vrășmășie. Vrășmășie față de ce? Față de păcat și față de rău. Față de Satana. Știați, dragi prieteni, că dacă noi n-am avea această vrăjmășie pusă de Dumnezeu în inima noastră, noi n-am avea nicio șansă să ne împotrivim răului și întotdeauna am face numai și numai rău în continuu? Haideți să fim recunoscători lui Dumnezeu în această ocazie, că El ne-a dat acest dar minunat al urii față de păcat. El a pus în inima noastră ură pentru ceea ce este rău. Dar se pare că noi nu prețuim acest dar, ci îl stricăm. Îl stricăm prin faptul că alegem să slujim pe Satana. Alegem să mergem în direcția greșită. Și făcând lucrul acesta în mod repetat, noi pierdem acea sensibilitate așezată în sufletul nostru de a discerne răul și de a-l urâ. Și se întâmplă o tragedie, prieteni. Începem să iubim ceea ce trebuia să urâm. Aici este problema. Dar vreau să știți un lucru. Această vrăjmășie pe care a așezat-o Dumnezeu în inima noastră se descoperă prin toate ocaziile în care noi alegem să facem binele. Ori de câte ori simți o dorință de a face bine în inima ta, vreau să știi că acea dorință se datorează darului pus de Dumnezeu acolo, la început, adică vrășmășia. Ura față de păcat. În momentul în care noi avem ură față de păcat, vom avea iubire pentru ceea ce spune Dumnezeu. Și iată cum acest dar slujește ca o protecție împotriva răului. Haideți să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru darul acesta, dar haideți să fim atenți să nu-l distrugem, prieteni. Pentru că noi putem titoci această conștiință care ne arată ceea ce este rău și care urăște răul. Putem să o uzăm atât de mult încât ea să nu mai funcționeze. Și atunci ne va fi mult mai ușor să fim trași de partea celui rău. Însă împreună cu acest dar pe care Dumnezeu l-a așezat în inima fiecăruia dintre noi, și așa cum spuneam, fiecare l-avem, mai este ceva, prieteni, în inima noastră. Și trebuie să înțelegem acest adevăr. Mergem în Romani, capitolul 7. Și vom citi versetul 23. Ascultați ce spune Apostolul Pavel aici. Dar văd în mădularele mele o altă lege. Deci este o lege noi care urăște păcatul și care vrea neprihănirea, vrea lucrurile bune de la Dumnezeu. Dar ce spune aici Apostolul Pavel? Văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Ați avut experiența asta, prieteni? Ați simțit robia păcatului în viața voastră? Orice păcat ar fi acela. Ați simțit un păcat care vă înrobește, care vă ține legați ca niște lanțuri și nu vă dă drumul nicicum? Poate a trecut 50 de ani de când te lupți cu păcatul acela și încă te ține. Frații mei, vreau să știți un lucru. Aceasta este o realitate. Este o realitate atât de cruntă, pentru că toți experimentăm lucrul acesta. Deci în inima noastră se află două feluri, două categorii de dorințe. Sunt dorințele de a face binele și este dorința de a face răul. Și acestea două sunt într-un conflict feroce, una cu cealaltă, în continuu, non-stop. Apostolul Pavel spune lucrul acesta, spune că păcatul, da, legea aceasta care este în mine, mă ține rob legii păcatului care este mădularele mele. Și apoi îl strigă în versetul 24. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Prieteni, toți oamenii la un moment dat au strigat către Dumnezeu și au spus: Doamne, oare mai pot eu să scap de acest păcat? Oare mai pot eu să mă rup din lanțurile acestea, din robia aceasta? Acum, prieteni, vreau să vă pun o întrebare sinceră. Este voia lui Dumnezeu ca noi să fim eliberați? O, frații mei, în Isaia 60, Biblia ne spune că atunci când Hristos a venit pe pământ, El a venit tocmai ca să dea drumul celor apăsați, să dezlege lanțurile răutății, să dea drumul prinșilor de război. Este planul lui Dumnezeu ca noi să fim eliberați de sub puterea păcatului. Deci Dumnezeu își face cu credincioșie partea Lui. El este dornic să întinde mâna și să ajută pe orice păcătos. Dar se pare că problema nu este la Dumnezeu, prieteni. Și întotdeauna este așa. Problema nu este cu El. Problema întotdeauna este cu mine și cu tine, cu noi.
Înseamnă că mesajul din această ocazie vrea să ne cheme pe noi la o anumită lucrare care este a noastră. Da, prieteni, ține de noi lucrarea aceasta. Este partea pe care noi trebuie să o facem. Vă amintiți când Iisus a spus, dați piatra la o parte? Dacă oamenii aceia n-ar fi dat piatra la o parte, Iisus n-ar fi făcut minunea, prieteni. Pentru că Dumnezeu nu face ceea ce i-a dat putere omului să facă. Trebuie să înțelegem lucrul acesta cât de clar posibil. Pentru că altfel, prieteni, ne vom învârti în jurul muntelui, cum a făcut poporul Israel, până vom muri în pustie, fără nicio speranță de a intra în Canaan. Aceasta este marea problemă cu care ne confruntăm. Haideți pas cu pas să înțelegem care este planul lui Dumnezeu pentru noi și cum vrea El ca noi să experimentăm această biruință asupra păcatului, asupra tendințelor, asupra acelor lucruri care ne trag mereu în jos, care ne despart de Dumnezeu. Știți, este ca și cum o forță magnetică ne trage mereu în jos. Da? Asemenea forței gravitației. Vedeți, forța gravitației ne atrage mereu să stăm aici pe pământ. Nu ne lasă să ne ridicăm. Frații mei, forța care vine de la Dumnezeu ne ridică, ne înalță. Forța care vine de la cel rău ne trage în jos, ne ține lipiți de acest pământ. În sens spiritual, prietenii, asta înseamnă ca noi să trăim în păcat. Însă Dumnezeu vrea ca noi să ne luăm zborul. Vrea ca noi să părăsim planul terestru al acestui pământ, spiritual vorbind, și să trăim în slava și gloria cerească. Noi putem cu mintea noastră să fim în cerul în timp ce picioarele sunt pe pământ și să trăim într-o atmosferă curată și sfântă, prieteni. Putem să protejăm mintea noastră punând cuvântul lui Dumnezeu acolo așa încât nicio ispită să nu pătrundă în creierul nostru. Mă scuzați, niciun păcat am vrut să spun. Pentru că ispita în mod inevitabil va fi acolo tot timpul. Dar noi putem să alegem să o respingem în continuu. Haideți să citim ce spune Ioan 3:6. Uitați-vă cu mine în acest loc. De ce, prieteni, există această atracție spre păcat? De ce există această dorință în inima noastră mereu de a face rău? Haideți să vedem. Cum prezintă cuvântul lui Dumnezeu această problemă? Și este, într-adevăr, prieteni, o problemă serioasă. Ce este născut din carne este carne. Și ce este născut din Duh este Duh. De ce avem noi aceste dorințe firești? Pentru că suntem născuți în acest trup, prieteni. Și de lucrul acesta noi nu putem să ne eliberăm. N-avem cum. Deci e adevărat că păcatul zămislește, cum să spun eu, locuiește în mine, în trupul meu, firea aceasta păcătoasă, slăbiciune. Vreau să clarific o problemă înainte de a merge mai departe. Vreau să vă întreb ceva. Faptul că eu am o natură păcătoasă mă face lucrul acesta pe mine să fiu păcătos? Răspunsul este absolut nu, prieteni. Este o teologie catolică care spune, prin faptul că tu te-ai născut în păcat, în mod automat ești păcătos, fie că alegi să faci răul sau nu. Acest lucru, prieteni, este o erezie de la Satana, prin care caută să ne încurce mintea și, din păcate, această erezie este predicată acum de la amboanele bisericilor adventiste. Și e trist lucrul acesta. Pentru că noi nu facem altceva decât să îi împotmolim mai mult pe aceia care se luptă cu firea lor pământească. Nu acesta este răspunsul, prieteni. Firea păcătoasă nu înseamnă că tu ești păcătos. Înseamnă doar că ai un potențial mare spre a comite păcatul. Pentru că ești ajutat de firea ta. Dar păcatul nu este decât atunci când tu ai făcut alegerea. Păcatul are loc doar atunci când tu ai ales să-l faci. Tu nu ești păcătos prin faptul că ai firea păcătoasă. Acum, întrebarea cea mai mare este următoarea. În timp ce firea aceasta păcătoasă va fi prezentă, cum ne-am spus, până când? Până la glorificare. Trupul acesta ne va da mereu de furcă. Adică ne va invita mereu la păcat. Ne va chema să facem ce este rău. Vom avea mereu dorințe nesfinte, dorințe necurate. În timp ce lucrul acesta este adevărat, întrebarea mea este următoarea. Vom putea noi în aceste condiții în care mereu trupul ne cheamă la nelegiuire, să ajungem să-l stăpânim, să-l controlăm atât de bine prin puterea lui Dumnezeu, încât noi să nu facem niciun păcat în timp ce suntem în trupul acesta? Și răspunsul este absolut da, prieteni. Pentru ca să dovedească acest lucru, Domnul Hristos a venit pe acest pământ și a riscat enorm de mult ca El să ne arate că așa ceva este posibil. Viața lui Iisus fără păcat a demonstrat că așa ceva se poate. Iar cei care vin și spun că așa ceva nu se poate, înseamnă că îl denunță pe Hristos și aruncă la o parte toată viața lui de pe acest pământ. Frații mei, nu credeți niciodată ce spun oamenii. Pentru că oamenii vorbesc
din eroarea minților. Ei înșiși sunt înșelați și nu știu ce spun. Mergeți și citiți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și poate că este suficient să vă arăt un singur pasaj în această ocazie. Prieteni, ascultați. Dumnezeu are un plan minunat cu noi. Vom fi noi dispuși să primim din partea lui Dumnezeu acest mesaj și să-L urmăm cu toată inima? 1 Ioan 3 cu 5 spune așa. Știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Veți spune, bine, în Iisus nu este păcat pentru că El s-a născut cu o natură diferită de a noastră, adică a avut și de la Duhul Sfânt. Da, prieteni, e adevărat că Iisus a fost jumătate din femeie, din Maria și jumătate de la Duhul Sfânt. Dar partea care a fost de la Duhul Sfânt în viața lui Iisus este exact partea pe care și tu poți să o ai când te convertești și când spui, Doamne, mă predau ție, vreau să te urmez. Deci nu este nicio diferență în fond. Singura diferență este că Iisus a avut-o chiar de la început, de când s-a născut. Noi o primim mai, o avem această experiență mai târziu, în momentul în care devenim maturi și înțelegem nevoia după ajutorul lui Dumnezeu. Dar această experiență a lui Iisus, prieteni, este identică cu experiența noastră. Nu este scuză, prieteni, aici. Niciodată nu este scuză. Nu mă interesează câte zeci de mii de voci de teologi spun lucrul acesta. Nu este scuză. Versetul următor. Oricine rămâne în El. Fiți atenți acum ce spune Biblia. Nu păcătuiește. Frații mei, aici Biblia nu spune nu prea mai păcătuiește. Sau nu păcătuiește din când în când. Sau decât așa, o dată pe an, o dată la două luni, o dată la trei luni. Nu, prieteni. Spune că dacă tu rămâi în Hristos, nu păcătuiești. Ce s-ar întâmpla dacă tu ești în Hristos și păcătuiești? Înseamnă că Hristos e mincinosul. Păi spune că Iisus n-a avut păcat. Și cum se poate ca tu să fii în Hristos care n-a avut păcat și tu să faci păcate acolo? Nu poți. Și mai departe încheie așa. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Frații mei, am citit doar două gânduri. Dar vreau să știți că în aceste două gânduri se cuprinde întreaga Evanghelie a Sfintelor Scripturi. Dați la o parte acest adevăr și toată Evanghelia se face praf în jurul nostru. Nu mai este nimic. De aceea creștinii din lumea aceasta, celelalte biserici, confesiuni, predic o Evanghelie în care te învață să apreciezi dragostea lui Dumnezeu în timp ce tu continui în păcat. De ce? Pentru că ei spun oricum n-ai ce face cu păcatul. Asta este parte din tine și așa va fi. Nu, prieteni. Marea luptă dintre bine și rău este chiar cu privire la această problemă. Dumnezeu va demonstra că așa cum a fost un Enoch care a trăit fără păcat și a fost dat la cer, așa cum a fost un Ilie care la fel a avut aceeași experiență, așa cum a fost prieteni alții și alții care au experimentat această stare în timp ce erau încă pe acest pământ, înconjurați de ispite, de lupte și totuși au fost salvați, au trăit fără păcat pe acest pământ și înainte de lucrul acesta i-au primit, înainte de a fi luați la cer, au primit mărturia că sunt sfinți. La fel, Dumnezeu în aceste vremuri din urmă va avea 144.000 de oameni care vor trăi așa, prieteni. Iată un grup mult mai mare de oameni prin care Dumnezeu va dovedi că ceea ce spune El este adevărat. Satana spune nu se poate. Dumnezeu spune se poate. Satana a spus nu vei muri. Dumnezeu a spus vei muri. Prieteni, vreau să vă întreb ceva. Cine are dreptate întotdeauna când vorbește? Satana sau Dumnezeu? Haideți să fim sinceri. Cine are dreptate? Acum fiți atenți, Dumnezeu spune în versetul acela că oricine rămâne în Hristos nu păcătuiește. Dacă Dumnezeu declară că omul nu păcătuiește, ce credeți că ar declara Satana dacă el este mereu în conflict cu Dumnezeu? Satana vine și spune ce? Ba, păcătuiește. Deci iată din nou două mesaje diferite. Și întrebarea este pe care îl asculți. Vreau să mergem mai departe. N-aș vrea să zăbovesc prea mult asupra acestui gând. Vreau să vedem, prieteni, cum să obținem această biruință și vreau să știți că Dumnezeu este pregătit să ne dea această biruință. Luăm un exemplu. Am spus că sunt două dorințe care luptă continuu în inima noastră. Dorința pentru a face binele, pusă de Duhul Sfânt în mintea noastră, dorința pentru a face rău. Este adevărat, prieteni, că noi putem citi cărți, putem viziona anumite lucruri, putem asculta anumite lucruri care să hrănească în noi o dorință de a fi tot mai mult ca Iisus? Luăm un exemplu concret. Dacă citezi zilnic Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu și cărțile Spiritului Profetic și acele cărți despre oameni care au avut o viață sfântă și care lucrează pentru Dumnezeu și împărtășesc din experiența lor, dacă cânt cântările Sionului, dacă privesc doar la acele lucruri care mă înalță, mă duc în natură și meditez la lucrurile create de Dumnezeu, sunteți de acord că aceste lucruri pe care le fac vor întări dorința mea de a fi mai mult cu Dumnezeu? Absolut, prieteni. Haideți să mergem și de partea cealaltă. Dar dacă eu aleg
să hrănesc celelalte dorințe, cealaltă categorie de dorințe, dorințele celui rău. Și citesc tot felul de romane. Citesc, știu eu ce, dar din astea siropoase, romane siropoase care vorbesc despre dragoste, despre tot felul de lucruri din acestea. Dacă eu mă uit la televizor la tot felul de programe, telenovele, filme și așa mai departe, dacă eu ascult muzica nebună a lumii acestea, dacă mă asociez cu oamenii neconvertiți, care nu au principii, sunteți de acord, prieteni, că eu hrănesc mai mult dorința cealaltă? Și sunteți de acord că eventual voi fi îndemnat și atras mai mult pe lucrurile pământești și voi dori mai mult să fac ceea ce este rău și păcatul? Absolut, prieteni. Și aici este problema pe care noi o discutăm. Întrebarea este următoarea. Ce fel de dorințe hrănim noi zi după zi? Fratele meu și soarea mea, ce dorințe hrănești tu? Hrănești dorința care te duce către Dumnezeu, dorința bună, care este pusă în Duhul tău și în inima ta și care adesea te îndeamnă să faci binele? Sau hrănești dorințele acestea firești păcătoase pe care satana le instigă mereu prin ispitele lui? Prieteni, până nu hotărâm această problemă clar, noi nu putem să începem să avem biruința asupra păcatului. Noi trebuie să ne hotărâm mai întâi care vrem să le hrănim. Unii oameni, știți ce fac? Le hrănesc amândouă. Și acești oameni sunt cei care se numesc laodiceeni. Nici cu Dumnezeu, nici cu lumea. Sunt cei mai penibili oameni din lume, prieteni. Știți de ce? Pentru că ei nu se pot bucura cu toată inima de Dumnezeu și de lucrurile sfinte, dar nu se pot bucura nici cu toată inima de lumea aceasta și de ce oferă ea. Mereu sunt împărțiți între două păreri, șchioapătă de ambele picioare. Prieteni, dați-mi voi să vă spun că aceasta este cea mai îngrozitoare stare în care poate fi un om. Măcar oamenii lumești se bucură de lumea aceea din plin și nu-i, cum să spun eu, tulbură și nu-i muncește gândul că ei au greșit înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ei sunt cu totul acolo. Dar Adventistul de ziua șaptea, prieteni, încearcă imposibilul. Adică el încearcă să slujească și pe Dumnezeu cu jumate de creier și lumea. Și el se află într-o continuă stare de neliniște, de stres, de tensiune. De ce? Este un om nenorocit. Știți de ce? Pentru că el nu se poate bucura nici de una, nici de cealaltă. Cu alte cuvinte, nu se va bucura de niciuna și în final va pierde totul. Prieteni, aceasta este problema cu dorințele noastre. Dumnezeu vine și ne spune așa dimineața aceasta. Care din aceste dorințe vrei să le hrănești mai mult? Pentru că, frații mei, dați-mi voie să vă spun. Dorințele noastre, bune sau rele, dinăuntru nostru, sunt ca și două animale. Haideți să luăm doi câini, da? Folosim exemplul acesta. Doi câini. Sau doi lupi. Hai să fie doi lupi. Avem doi lupi. Avem un lup care... Da, haideți să nu fac lucrul acesta, poate că imaginea nu va fi suficient de clară. Luăm mai bine un exemplu diferit. Aici avem un miel, da, pentru că mielul reprezintă neprihănirea, și aici avem un lup. Acum fiți atenți, prieteni. Dacă noi vrem ca lupul acesta să nu mănânce mielul, deci dacă vrem ca lupul să nu sfâșie mielul acesta în bucăți, vă întreb ceva, dacă ei stau separați undeva, ce ar trebui să fac eu? Ca unul să trăiască și celălalt să moară. Ar trebui să-l hrănesc pe miel, da, zilnic, să mă îngrijesc de el, să-i dau tot ce trebuie, dar ar trebui să-l înfometez continuu pe acest lup. De ce? Pentru că eu vreau ca lupul acela să moară. Pentru că dacă lupul acela nu moare, ce va face eventual? Va veni și va mânca mielul. Prieteni, vreau să vă spun un lucru. Orice păcat și orice tendință firească, orice dorință spre a face răul, dacă nu-i luptăm împotriva ei, prin faptul că o înfometăm, o evităm, nu dorim să-i răspundem, nu dorim să-i dăm apă la moară, cum se spune, nu o hrănim, nu-i dăm de băut nimic, o ținem acolo în groapă. Dacă nu facem lucrul acesta în mod continuu, acel lucru rău se va ridica și ne va birui, prieteni. Păcatul este în așa fel încât ori îl ții tu pe el în stăpânire și îl birui prin faptul că nu-i dai să mănânce nimic când îl înfometezi, ori dacă nu, el te mănâncă pe tine. Și, prieteni, așa este, păcatul aduce moartea. Observați că în această problemă Dumnezeu ne cheamă pe noi să facem ceva. Și este clar prezentat acest gând. Uitați-vă cu mine. Cunoaștem cu toți acest îndemn al lui Dumnezeu. Acest adevăr. 2 Corinteni 3,18. Noi toți privim cum? Cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Frații mei, noi suntem schimbați.
prin lucrurile pe care le privim, cu alte cuvinte, prin lucrurile cu care hrănim dorințele din inima noastră. Dar am spus că avem două feluri de dorințe. Sunt dorințele bune și dorințele rele. Dacă hrănim dorințele rele, suntem schimbați cum? Înspre rău. Dacă hrănim dorințele bune, suntem schimbați cum? Înspre bine. Prieteni, lucrul acesta nu este o noutate pentru noi. Probabil că am înțeles asta și știm lucrul acesta. Dar haideți să încercăm să vedem, frații mei, cum facem asta practic. Adică cum învăț eu de la o zi la alta să hrănesc numai dorințele bune? Prieteni, este foarte simplu. Întâi noi trebuie să luăm decizia acum când vorbesc. Că noi nu vrem să hrănim dorințele rele. Puteți lua decizia asta acum cu ajutorul lui Dumnezeu? Spuneți, Doamne, eu nu mai vreau să hrănesc dorințele rele. După ce ați luat hotărârea aceasta, prieteni, fiți sigur că hotărârea aceasta este temelia vieții voastre. Nu este o hotărâre doar pentru astăzi, este o hotărâre pe termen lung, până va veni Iisus. Voi aveți o luptă continuă împotriva acestor lucruri. Și după ce ați luat decizia, prieteni, acum trecem la treabă. Intrăm în laborator. Pentru că imediat după ce am luat decizia, vor veni tot felul de sugestii, ispite. Dorințele rele din noi se vor ridica din nou și vor apela la noi ca să le hrănim. Ne vor cere, vor striga după mâncare. Prieteni, avem un singur lucru de făcut. Evitați să le dați ceva de mâncare. Nu le mai hrăniți. Adică ce înseamnă asta? Nu mai fă ceea ce spune dorința rea. Simți îndemnul să mergi să fumezi o țigară? Zi, nu vreau. Haideți să luăm exemplul acesta, prieteni. Pentru un om care a fost fumător și a scăpat de tutun. Dar simte o dorință puternică din nou și din nou zilnic ca să meargă să fumeze. Este o dorință irezistibilă aproape. Vreau să vă întreb, îl va ajuta pe omul acela dacă se duce așa pe aproape, pe unde fumează oamenii în fiecare zi și stă pe acolo așa să simtă puțin cum miroase țigara și se duce așa aproape să vadă cum e pentru cei care fumează și să stea în preajma acela care fac acest lucru? Este sigur să facă așa? O, nu, prieteni. Aceasta este calea sigură ca tu să mergi înapoi în păcat. Deci dacă vrei să nu mai fumezi, tu trebuie să mergi cât mai departe de aceste locuri și să fii cât mai rar în contact cu oamenii care fumează. De ce? Pentru că fumul acela de țigară îți va trezi toată amintirea dorinței și poftei tale firești. O, prieteni, și aici este marea bătălie. Acum, v-am dat un exemplu cu țigara, dar exact același lucru noi trebuie să facem cu orice lucru din viața noastră. Fiecare dintre noi avem o poftă și o înclinație mai mare spre un anumit lucru. Și înclinația aceasta am primit-o la naștere. Prieteni, singura cale ca noi să biruim această înclinație este să luptăm împotriva ei. Cum? Stând departe de acel lucru, evitându-l, încetând să-l mai hrănim, prieteni. Cea mai bună imagine pe care pot să vă prezint este aceasta. Nu mai dați de mâncare acelui animal, acelui lup. Și veți vedea că el va muri până la urmă. Însă, frații mei, vreau să vă spun un lucru. Știați că unele animale sunt foarte rezistente și fără mâncare? Adică nu le hrănești ani de zile și ele încă sunt acolo, trăiesc. Nu mor ușor, cu alte cuvinte, prieteni. Și pentru unii dintre noi, lupta aceasta va continua. Mult timp. Știți, dacă noi am putea să zicem că nu mai hrănesc obiceiul acesta pentru câteva zile și după aia, dintr-o dată să mă aștept să nu mai vină nicio dorință. Nu, prieteni, nu va fi așa. Din contră. Dorința aceasta va fi acolo prezentă în inima mea. Și ea va veni din când în când ca un impuls ca eu să fac din nou lucrul acela. Știți până când va fi lupta aceasta? V-am spus, până la glorificare. Noi vom simți ispita de a face răul până la venirea lui Iisus. Dar iată că până în momentul acela, prieteni, înainte ca Iisus să vină, cu mult timp, cu ajutorul lui, noi vom ajunge într-o asemenea stare încât să stăpânim atât de bine, să controlăm atât de bine aceste dorințe păcătoase, încât noi să nu mai răspundem nici măcar o singură dată la ele. Știți de ce? Pentru că nouă ne plac mai mult dorințele de la care vin de la Dumnezeu și am hrănit atât de mult dorințele bune, încât dorințele rele nici măcar nu ne mai necăjesc până la urmă. Știți de ce? Pentru că nu mai au putere. Păi când n-ai hrănit câțiva ani de zile un animal, prieteni, dați-mi voi să vă spun că nici nu mai poate să se ridice. Este acolo, dar este ca și mort. Prieteni, aici este decizia noastră și lucrarea noastră zi de zi. Dumnezeu nu poate să facă lucrul acesta în locul nostru. Noi trebuie zi de zi să alegem să facem lucrul acesta. Acum fiți atenți. Uneori știți de ce ne biruiesc pe noi aceste dorințe? Pentru că noi venim cu scuze și spunem, bine, bine, dar vrei să-mi spui că e chiar așa? Adică, lasă-mă că știu eu, nu spune mie că e chiar așa, eu nu vreau să fac asta chiar așa cum spui tu. Adică, frații mei, ce facem?
căutăm argumente pentru păcatele noastre, pentru dorințele noastre rele și căutăm să justificăm ceea ce facem. Dacă nu suntem sinceri cu noi înșine și cu Dumnezeu, nu vom putea birui, prieteni. Noi trebuie să recunoaștem că acel lucru pe care încercăm să-l scuzăm este de fapt slăbiciunea noastră pe care noi vrem să o hrănim din nou și noi știm în mod sigur care vor fi rezultatele. Prieteni, am hrănit un obicei rău de atâtea ori și noi știm că dacă facem din nou lucrul acesta, vom cădea acolo. Haideți din acest motiv să nu mai încercăm să argumentăm. Când Dumnezeu ne vorbește prin cineva și ne spune, lasă lucrul acela, nu mai încercați să vă opuneți. Pentru că noi avem tendința să ne jucăm, frații mei, cu păcatul, cu răul, cu dorințele noastre. Noi zicem, nu vrem să le lăsăm, nu vrem să le dăm drumul cu totul. Ne place să rămânem unde ne aflăm. Asta înseamnă să hrănim dorințele, prieteni. Îți vine un impuls pe moment, o dorință să faci un lucru rău și răspunzi imediat, fără nicio ezitare. Frații mei, am dezvoltat o atitudine distrugătoare în viața noastră. Răspundem pe moment la dorințele și, impulsurile lui Satan. La cele păcătoase. Adică nu încetăm să hrănim acest animal. Fiți atenți. Știți cum este problema aceasta cu hrănitul, prieteni? Hrănești dorințele rele și hrănești dorințele bune. Unii oameni se comportă ca la grădina zoologică. Adică fiți atenți. Ei hrănesc fiecare animal câte puțin. Dă puțină mâncare și la leu, dă puțină mâncare și la lup, dă puțină mâncare și la miel, dă puțină mâncare și la leopard. Frații mei, dacă noi continuăm să hrănim toate dorințele noastre, bune, rele, dorințele rele nu vor muri niciodată, credeți-mă. Noi nu vom învăța să le ținem sub stăpânire niciodată. Ele mereu se vor ridica și își vor cere partea lor de hrană. Dar noi trebuie în numele lui Dumnezeu să spunem, nu vreau să mai hrănesc această dorință. Stop! Știți ce înseamnă stop, prieteni? Înseamnă gata, s-a terminat. Frații mei, suntem în stare să luăm această decizie? Cu siguranță că singur nu putem. Dar Dumnezeu spune că ne dă tot ajutorul, dar noi trebuie să facem ce? Să alegem, să ne hotărâm odată. Nu mai dați de mâncare dorințelor păcătoase, frații mei. Lucrul acesta este lucrarea pe care voi trebuie să o faceți. Avem un exemplu în Biblie care este un exemplu trist. Iuda, de exemplu. Știți ce a făcut Iuda? El voia să fie și ca Iisus și a fost într-o oarecare măsură ca Iisus, a mers în direcția aceea. Dar în timp ce făcea asta, el nu voia să lase dorințele păcătoase. Iubirea de bani, lăcomia. Și el a continuat să hrănească lăcomia lui. Continuu, prieteni, în timp ce hrănea și lucrurile bune. Vreau să vă întreb ce s-a întâmplat cu Iuda pentru că l-a hrănit pe amândouă. Eventual, iubirea de bani a devenit mai puternică decât toate celelalte. Pentru că a fost hrănită mai mult, prieteni. Și într-un final, această iubire de bani a devenit atât de puternică încât l-a înghițit pe Iuda și l-a nenorocit. Frații mei, asta se întâmplă cu orice păcat pe care noi îl hrănim. Iar în ocazia aceasta Dumnezeu vine la noi și ne întreabă următorul lucru. Ce vrei tu să faci cu dorințele păcătoase care sunt în trupul tău? Și frații mei, nu vă înșelați. A fi un om convertit nu înseamnă a nu mai avea dorințe păcătoase și invitații și ispite la păcat. Nu, prieteni! Din contră, un om care este cu adevărat convertit va simți într-un mod foarte serios lupta aceasta. Va simți cu intensitate cum dorințele păcătoase îl cheamă să facă răul. Dar el ce va face, prieten? Va spune nu. Și iarăși spune nu. Și iarăși vine ispita și iarăși spune nu vreau. Și iarăși se ridică și iarăși spune nu, stai acolo. Nu-ți dau de mâncare. Nu vreau să te hrănesc. Frații mei, asta trebuie să facem zilnic. Prin rugăciune, prin studiu, prin veghere. Ne împotrivim. Și vreau să vedeți, ori de câte ori spune nu aceste ispite, noi spunem da chemării lui Dumnezeu de a face binele. Și întărind mereu și hrănind dorința bună, aceasta este slăbită. Slavă lui Dumnezeu și în felul acesta ne obținem biruința, frații mei. Dar nu faptul că nu vom mai avea aceste dorințe este dovada că suntem convertiți. Nu, prieteni. Noi vom avea mereu aceste dorințe rele și mereu vor apela la noi. Mereu vor striga după hrană. Dar noi trebuie să învățăm să nu mai aruncăm mâncarea aici la dorințele rele, ci să punem mâncare doar la dorințele bune. Răspundeți doar la apelul Duhului Sfânt. Răspundeți la orice îndemn bun din partea lui Dumnezeu. Fiți rapizi în a răspunde apelului Duhului Sfânt, prieteni. Dezvoltați această atitudine. Asta este o experiență zilnică. De aceea Dumnezeu ne dă ani de zile și mult timp ca noi să exersăm în direcția bună aceste lucruri. Acum, prieteni, nu vorbim doar despre hrană, pentru că omul nu trăiește doar prin faptul că respiră și mănâncă, nu?
El trăiește și prin faptul că faceți ce? Exerciții fizice. Acum fiți atenți. Ce înseamnă că omul face exerciții fizice? Adică înseamnă că tu exersezi în direcția bună sau în direcția aia. Și luând același exemplu pe care l-am studiat, observați, prieteni, că ori de câte ori noi alegem să răspundem unei dorințe, noi facem exerciții în acea direcție. Acum să presupunem că avem din nou două animale aici, pe care le-am dat ca exemplu. Dacă acest animal face multă mișcare și exerciții fizice, este adevărat că va avea mușchi puternici și va deveni mai puternic? Cu adevărat. Dar dacă animalul acela stă toată ziua într-un loc și nu are posibilitatea să se miște, sunteți de acord că el va slăbi din punct de vedere fizic? Absolut. Deci, iată, prieteni, noi trebuie să căutăm să slăbim păcatul și dorința rea. Cum? Prin faptul că nu îi oferăm posibilitatea să facă exerciții fizice. Și ce înseamnă asta spiritual? Înseamnă că noi nu exersăm acea dorință. Nu o lăsăm să se întâmple. Când vine dorința, noi spunem stop de la început și nu îi dăm voie să se exercite acea dorință în inima noastră. Și în felul acesta, prieteni, ce se întâmplă cu ea? Slăbește! Se atrofiază! Și slavă lui Dumnezeu, asta îi trebuie. Frații mei, trebuie înfometată și atrofiată până la moarte. Însă v-am spus că nu moare ușor. Haideți să învățăm, prieteni, haideți să cerem lui Dumnezeu să facem lucrul acesta, pentru că aceasta este singura noastră speranță. Însă fiți atenți. Noi nu trebuie să spunem în felul următor. Știi, eu am exersat dorința bună. Am hrănit dorințele bune o săptămână întreagă. Acum, știi, mi-e milă de dorința asta, dacă uite săraca e pe moarte, hai să-i dau un pic și de mâncare și aici. Frații mei, dacă facem așa, noi nu putem să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Noi nu putem să avem succes. Dacă noi am pune toată puterea noastră doar într-o singură direcție și am hotărât, vreau să hrănesc numai dorințele bune de azi înainte. Sunteți uimiți, frații mei, veți fi uimiți cât de repede am progresat noi spiritual. Motivul pentru care noi suntem atât de lenți în a progresa spiritual, motivul pentru care ne luptăm cu un păcat atât de mulți ani de zile, de atât de mulți ani, și nu reușim să obținem biruința într-un singur punct, prieteni, este pentru că noi hrănim ambele dorințe în continuu. Dar lucrul acesta nu se poate, prieteni. Noi trebuie să încetăm să mai hrănim dorințele păcătoase. Frații mei, aceasta este lucrarea noastră. Și Apostolul Iacov ne spune în Iacov, capitolul 4, cu 7, următorul lucru. Supuneți-vă darul lui Dumnezeu. Adică ce înseamnă asta? Hrăniți dorințele bune. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Adică dorințele acestea amândouă sunt puternice, prieteni. Vreau să știți, sunt puternice. Și amândouă ne cheamă, amândouă ne trag. Dar noi avem o decizie. Tu poți să spui da lui Iisus, supuneți-vă lui Dumnezeu, dar împotriviți-vă diavolului. Ce faci cu diavolul și cu dorința lui? Îi spui nu, stai acolo, nu-ți dau nimic de mâncare, nu mă ocup de tine, ignorați-o, prieteni. Știți că uneori este bine să ignori? Nu este bine să ne ignorăm unul pe altul, dacă oameni, Dumnezeu nu ne învață asta. Dar în ce privește păcatul, prieteni, este chiar indicat să-l ignorăm. Ignorați-l continuu, dați-l, blocați-l. Știți cum facem noi pe Facebook sau uneori pe aplicațiile acestea, că nu vrem pe cineva? Îi blocăm. Așa trebuie să facem cu păcatul, prieteni. Blocați-l, ignorați-l. Nu-i dați atenție. Nu-l lăsați nici măcar o clipă să se bucure de lumina soarelui. Țineți-l îngropat acolo în pământ. Frații mei, asta trebuie să facem noi cu firea noastră pământească. Asta trebuie să facem noi cu păcatele care sunt în noi. Și iată de ce Domnul Hristos spune că biruința este mai mult decât posibilă. Pentru că dacă noi învățăm să nu mai hrănim răul, ci hrănim doar binele, binele se va dezvolta, va crește, va deveni atât de puternic încât într-o bună zi, prieteni, în viitorul apropiat. Și n-aș vrea să anticipez totul ca fiind doar în viitor. Noi chiar astăzi putem să experimentăm desăvârșirea. Prieteni, vreau să vă întreb ceva. Nu este adevărat că noi avem o singură zi la dispoziție pe care să o trăim? Și Dumnezeu ne dă câte o zi odată, adică noi nu avem garanția zilei de mâine. De aceea, tot ce mi-aparține mie sunt orele din această zi. Și dacă eu în această zi zic așa, Doamne, dă puterea ca astăzi să hrănesc doar dorințele bune, să stau aproape de Tine, să rămân în Tine, pentru că în felul acesta să nu mai păcătuiesc. Vreau să vă întreb, vă va da Iisus puterea? Și vă întreb ceva. Poate un om timp de 10 ore pe zi, 12, câte ore este el treaz? Poate el să stea lângă Hristos într-o legătură atât de strânsă încât să nu meargă în păcat? Prieteni, răspunsul este absolut da.
Și nu trebuie să vă concentrați la ce veți face toată luna sau tot anul sau toată săptămâna, pentru că vă va descuraja, prieteni. Concentrați-vă la orele de astăzi. Când luăm câte puțin timpul acesta, adică o zi câteodată, lupta devine mult mai ușoară. Păi este mai ușor să te controlezi, să te țin stăpânire cu ajutorul lui Dumnezeu o zi întreagă, decât să te gândești că trebuie să faci asta un an întreg. Și fratele meu, dacă tu într-o zi poți fi ținut de Hristos să nu greșești, să nu cazi, și este posibil lucrul acesta, prieteni, nu vorbesc ceva ce nu este real. Dacă tu rămâi în Hristos prin faptul că alegi doar ce spune El să faci și respingi răul, tu poți să repeți asta și mâine încă o dată. Și mai poți să repeți încă o dată. Și apoi dacă ai făcut o săptămână asta, poți să mai repeți încă o săptămână. Și dacă ai făcut o lună. Și frații mei, biruința este mai mult decât posibilă. Asta nu înseamnă că noi nu vom mai cădea din când în când, prieteni. Nu asta încerc să spun. A cădea este omenește. Așa cum și pentru un copil mic este normal să cadă în timp ce îl învață să meargă. Dar sunteți de acord cu mine că într-o zi copilul acela va merge în așa fel încât nu va mai cădea? Și veți spune, da, dar totuși va mai cădea câteodată. Știți că când copiii unor sunt mai mari și încep acum să alerge, aleargă și fără să-și dea seama se împiedică și cad iarăși. Deci, frații mei, nu vreau să spun că omul nu mai cade deloc. Dar vreau să știți că un om când a ajuns mare, când este adult, dacă este atent și circumspect și are grijă, eu cunosc oameni care în ani de zile n-au căzut o singură dată, frații mei, nu s-au împiedicat. De ce? Pentru că sunt mereu atenți unde calcă. Deci este posibil să ajungi să nu mai cazi? Absolut, prieteni, și la fel Dumnezeu ne spune și spiritual. Dacă tu exersezi lucrul acesta mereu, tu poți ajunge să nu mai cazi, fratele meu. Nu se va întâmpla dintr-o dată, de aceea avem nevoie de timp. Dar iată care este modalitatea. Hrăniți numai lucrurile bune, prieteni, și refuzați-le, înfometați-le pe celelalte. Îți vine dorința aceasta să mergi undeva la prieteni, nu știu care, să stai cu puțin de vorbă cu ei. Dar tu știi că influența lor este una negativă. Trebuie să hrănești această dorință? Nu, prieteni, spuneți nu. Și în locul ei ce faceți? Alegeți să faceți ce este bine. Mergi poate la un alt prieten care este un om spiritual și te ajută cu ceva. Cu adevărat. Prieteni, vine dorința, de exemplu, să bea o cafea. Eu știu că nu face bine. Știți, sunt unii oameni care știu că nu este bine să mănânce un aliment, să bea ceva rău, dar îi spun totuși, îl beau că îmi place. Frații mei, cu atitudinea asta noi nu avem nicio posibilitate de a câștiga bătălia. Noi trebuie să spunem nu pentru că Dumnezeu spune nu. Și acolo ne oprim cu totul. Haideți să vedem care este problema, frații mei. De ce trebuie să ne împotrivim noi lui Satana? Și de ce există această chemare la păcat continuu? Vreau să vedeți ce spune în Galateni. Pentru că unii oameni au impresia că această tendință de a face răul va dispărea într-o zi, nu, prieteni. Dumnezeu vrea ca noi să obținem biruință și control de plin asupra acestor dorințe, în timp ce ele sunt prezente în trupul nostru. În această condiție vor fi găsiți toți cei care vor fi salvați când va veni Iisus pe norul cerului, știați? Ei vor fi găsiți aici încă luptând cu aceste tendințe, ele vor încerca să-i ispitească, să-i tragă dintr-o parte în alta. Dar ei nu vor mai răspunde la ele. Știți de ce? Pentru că au exersat atât de mult și de zilnic acest lucru în relația lor cu Dumnezeu, încât ei au ajuns până la urmă să deteste păcatul, să urască atât de tare, încât ei nu mai dau nici cea mai mică atenție. Și nu mai necăjește cu nimic, prieteni. E ca și vorba aceea. Ursul merge, câinii latră. Știți ce este, da? Adică ursul își vede de drumul lui, câinii poate să latră în jurul lui, dar nu-l afectează cu nimic, nici nu-l interesează. Așa trebuie să devenim noi față de toate dorințele păcătoase, prieteni, din lumea aceasta. Vreau să ascultați ce spun aici. Roman 5 cu 16. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Versetul 17. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului. Frații mei, va fi mereu firea pământească în noi care luptă împotriva Duhului? Absolut. Spune că firea pământească poftește împotriva cui? A Duhului. Deci când Duhul Sfânt îți spune să faci bine, imediat acolo se ridică și firea care vine și ea și te ispitește împotriva la ce zice Duhul. Frații mei, lupta aceasta va fi prezentă continuu. Dar noi învățăm să facem ce? Învățăm să nu mai dăm atenție. Se ridică aici, nici măcar ne uităm în partea dreaptă. Nici vedem așa cu coada ochiului că cineva se ridică în dreapta mea, dar nici nu mă interesează, nici nu mă uit. Ignor total, prieteni. Nu hrănesc. Evit păcatul și tot ceea ce mă cheamă la păcat. Și acum fiți atenți. Roman capitolul 6 cu 16 ne spune așa. Frații mei, vreau să vedeți că toată problema aceasta pe care am discutat-o ține de noi. Ține de noi mai mult decât de Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că până noi nu luăm decizia,
până noi nu ne supunem, până noi nu renunțăm și nu rămânem lângă Dumnezeu, Dumnezeu nu poate să ne dea puterea Lui. Puterea Lui este posibilă doar când noi am dat piatra la o parte, când ne-am făcut partea. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la prihănire. Acum este acțiunea prietenii aici. Spune așa, nu știți că dacă vă dați rob cuiva să-l ascultați, acum este acțiunea vă dați robi. Am așa ta. Deci noi avem două opțiuni. Alegeți să fii robi lui Hristos, să răspunde doar la dorințele bune, sau alegeți să fii robi lui Satana, să răspunde la dorințele rele. Și în funcție de această alegere, prieteni, vor fi și rezultatele. Dar de aici începe. Totul are de-a face cu alegerea pe care noi o luăm. Și Pavel spunea într-un loc foarte bine. Eu mor zilnic. Frații mei, de ce simțea nevoia Pavel să moară zilnic? Pentru că el era conștient că animalul acela, din el, firea pământească, strigă zilnic după hrană. Și el trebuia să-l înfometeze continuu ca animalul acela să moară, să nu mai aibă nicio putere, să se stingă din viață. Asta trebuie să facem noi cu firea pământească, prieteni. Și nu trebuie să ne descurajăm niciodată, chiar dacă în timp ce facem lucrul acesta, vom cădea. Prieteni, problema nu este că noi cădem din când în când, în timp ce mergem. Problema este că noi că uneori ne oprim și nu mai vrem să mergem. Atâta timp cât noi dorim să mergem spre Dumnezeu, atâta timp cât noi ne ridicăm și luptăm mai îndrăjit și mai serios după ce am căzut. Și încă o dată cădem și iar ne ridicăm și luptăm mai serios din nou. Frații mei, Satana nu mai are nicio șansă. Firea pământească va muri până la urmă. Vom ajunge să fim atât de indiferenți față de apelurile firii păcătoase, încât noi vom rămâne totdeauna numai cu Hristos. Și iată, prieteni, aici este lucrul cel mai important. Marea luptă dintre bine și rău are de-a face cu problema pe care noi am studiat acum. Iar Dumnezeu vrea ca de la o zi la alta, alegând să hrănim doar dorințele bune, doar îndemnurile Duhului Sfânt, să creștem atât de puternici, să ne maturizăm atât de mult, prieteni, încât noi aici pe pământ, înainte să vină Iisus în timpul acesta, să ajungem să trăim fără să mai cădem în păcat. Și știți cine va face posibil lucrul acesta? Vreau să ascultați ultimul pasaj. Filipeni, capitolul 1. Îmi place mult versetul acesta. Versetul 6. Spune așa. Sunt încredințat. Frații mei, asta sună ca o garanție. Este 100%. Nu este îndoială aici. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Prieteni, întrebarea mea este următoarea. A început Hristos în tine această bună lucrare? Prieteni, îmi dăm voie să spun, El a început-o. Singura problemă este dacă tu ai acceptat să mergi pe această cale. Adică dacă vrei să intri în această experiență, în această lucrare pe care Dumnezeu o face în așa fel încât El să te facă gata pentru ziua venirii Lui, tu trebuie în momentul acesta să te decizi în mintea ta. De astăzi înainte nu voi mai hrăni nicio dorință păcătoasă. Voi evita răul, îl voi respinge, voi merge pe alt drum, voi ocoli, nu voi da de mâncare, nu voi da de băut, nu voi da atenție, nu voi face nimic în direcția răului. Voi face numai în direcția binelui. Prieteni, putem face asta? Și nu-mi spuneți că este mai puternică atracția spre rău decât spre bine. Nu-i adevărat, prieteni. Ambele sunt la fel de puternice. Iar noi stăm la mijloc și decidem în care direcție să ne ducem. Noi decidem. Dar în momentul în care eu, în mintea mea, am luat decizia, vreau să merg aici, toată puterea cerului vine asupra mea și mă ajută să fac asta. Însă în momentul în care am decis, eu vreau aici, toată puterea iadului vine peste mine și mă ajută să fac aia. Fratele meu, înțelegi ce responsabilitate atârnă asupra sufletului tău? Pentru că de tine depinde mântuirea ta veșnică. Și ziua de astăzi, dacă vei avea biruință și vei întări mai mult dorința bună sau pe cea rea, de tine depinde totul. Ajutorul lui Dumnezeu este acolo permanent. Dar El nu face nimic, nu mișcă un deget până tu nu ai luat această decizie. Și te rog, fratele meu și sora mea, să faci lucrul acesta. Haideți să alegem pe Domnul Hristos. Pentru că El, așa cum a promis în 1 Corinteni, capitolul 15, cu 57, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. O, frații mei, când noi ne supunem lui Hristos, biruința este noastră. Neprihănirea Lui ne inundă și ne întărește să rezistăm și să rămânem credincioși până la capăt. Mă rog ca aceasta să fie experiența ta și experiența mea. Și prieteni, haideți să ieșim biruitori. Dumnezeu ne învață să ne luptăm de la o zi la alta. Concentrați-vă astăzi asupra
lucrurile pe care aveți de făcut. Căutați să hrăniți astăzi doar dorințele bune. Nu lăsați nici măcar o ezitare în privința aceasta. Nu vă măguliți cu ideea că puteți să hrăniți un pic și asta și cealaltă. Nu, prieteni. Înfometare. Știți ce înseamnă înfometare? Nu primeți de mâncare nimic. Lăsați-le să moară. Și dacă veți alege să faceți lucrul acesta, Dumnezeu vă va da putere, prieteni. Și în felul acesta, noi astăzi, în dimineața aceasta, putem să ne consacrăm Domnului și putem să ne păstrăm raportul nostru curat înaintea Lui. Prin puterea Lui Dumnezeu, prieteni, nu prin puterea noastră. Și asta nu este neprihănire prin fapte, cum ar putea să zică unii. Nu, prieteni. Este ascultare de Dumnezeu. Este a-L urma pe Iisus prin credință. Noi prin credință facem ce ne învață El. Hrănim doar partea bună. Credința ne îndeamnă la așa ceva, prieteni. Dumnezeu să te binecuvinteze și să te ajute să ai această experiență.